După victoria obținută în prima etapă la Botoșani, albinegrii vor să continue seria rezultatelor pozitive și să învingă formația pregătită de Marius Lăcătuș. Tehnicianul Cristian Dulca spune că Gaz Metan își respectă adversarul, dar vrea victoria. Mențin aceeași linie, aceea de a câștiga fiecare partidă și de a trata fiecare partidă cu maxim de seriozitate, ținând cont și de nivelul campionatului și ceea ce va fi anul acesta. Sigur că mă mulțumește în primul rând rezultatul pe care și cele 3 puncte pe care le-am realizat la Botoșani. Cel mai mult m-a mulțumit modul în care am tratat această partidă, fiind prima etapă și concentrarea, atitudinea și în special determinarea cu care și-a dorit echipa să câștige acest prim meci. M-am mulțumit pe deplin. Sigur că ne așteaptă un joc la fel de dificil, chiar dacă este cu o nouă promovată. Respectăm adversarul, știm jucătorii și ceea ce joacă, pentru că am urmărit. Noi sperăm și cred că vom realiza un joc la fel de bun în compania celor de la ea și cel mai important lucru este acela de a ne adjudeca cele 3 puncte și cel mai important lucru este acela de a lega 2 victorii, pentru că un semi-eșec sau un eșec în meciul de luni ar fi egal cu 0 ceea ce am realizat la Botoșani. Gaz Metan va putea conta din nou pe serviciile fundașului Iasmin Târtovaț, în timp ce iordanianul Taher Bawab nu va mai reveni la Mediaș. Târtovaț în curs zilele de astăzi va semna, cu Bawab nu cred că, până la urmă își va găsi echipă. Sigur, prima lui opțiune a fost să revină în cazul în care nu își găsea echipă, dar din câte am înțeles, nu va mai reveni. Gaz Metan va întâlni CSM Iași luni seara de la ora 18:30.